Iubite voi, Doamne, vărtutea mea, să-ți fie ziua ca o sărbătoare, iar în suflet însuși Domnul să coboare, să-ți aducă pace și să-ți dea har, să-ți fie sprijin, să-ți fie har, să-ți fie hrană, să-ți fie mir, să-ți dea din nou un suflet de copil și să șoptească cu asta iubire, eu sunt lângă tine, cheamă-mă copile! chiamă mă în ziua necazului tău și eu te voi zbăvi, și tu mă vei prea slăvi. Și să spui așa: Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este ocrotitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Psalmul 26. Domnul este ajutorul meu și nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul, nu mă voi teme de rău pentru că tu cu mine ești, că tu ești Dumnezeule întărirea mea, stăpânitor tare, Domn al păcii, tată al veacului ce va să fie și împărăția ta este împărăție veșnică. Că a ta este împărăția și puterea și slava, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin și Aliluia.